În 29 noiembrie s-a decis că micuța Lea din familia Fordui va fi lăsată acasă de două ori pe săptămână, pentru o întâlnire cu părinții și surorile ei. Zidurile se sparg, slăvit să fie Domnul. Informație confirmată de mama Camelia Fordui. Este inacceptabil ca după 18 luni copiii care au părinți și casă să fie cazați în condiții precare. Este inacceptabil ca Lea, Albert, Ruben și David să fie nevoiți să petreacă încă un Crăciun plin de lacrimi departe de familia lor. Familia Fordui continuă să se bazeze pe Dumnezeu, dar și pe noi. Nu putem accepta și nici tolera comportamentul nelegiuit și nemilos al funcționarilor Serviciului de Tineret și Administrația Cercului Păgân. Îi asigurăm că nu vom renunța și vom expune toate abuzurile cu care se confruntă familia Fordui. Fiecare să susținem familia Fordui. Crăciun împreună pentru familia Fordui. Este greu de crezut că ne apropiem de sfârșitul anului 2022 și familia Fordui a fost separată greșit de Departamentul de Asistență Socială din aprilie 2021. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Hrana Ta!